La nivelul municipiului Cluj-Napoca există 29 de grădinițe de stat, majoritatea cu program prelungit până la ora 18. Inițiativa guvernului îi bucură pe părinți, în special pe cei care lucrează în ture de după amiază și nu au cine să le scoată copiii de la grădinițe sau creșe. E o inițiativă bună, mai ales pentru cei care nu au posibilitatea care avem noi. Deci la mine am posibilitatea să-l scoată socrii, dar sunt care nu au posibilitate. Foarte eficientă pentru mame. Le ajută foarte mult. Cred că cel mai bine este să se muleze după programul părinților de muncă. Asta tot. Asta contează. Cât sunt părinții la muncă, copiii să fie într-un loc safe. Pe de altă parte, reprezentanții grădinițelor privesc cu scepticism inițiativa guvernului. Realmente, în condițiile actuale de spațiu, de personal, de nu văd cum anume s-ar putea pune în practică. Nu spun că este o idee rea. Bănuiesc că e în regulă să te gândești și la părinții care lucrează în ture de după masă. Mă întreb ce facem când se suprapun cele două ture. Nu știu ce măsură părinții ar fi dispus să-și aducă copiii numai de după amiază. Deci aici e o chestiune care trebuie analizată cu foarte multă grijă, văzut care ar fi eficiența unei astfel de măsuri și în ce măsură ea și-ar atinge scopul. Lansat în dezbatere publică pe 2 septembrie, proiectul se va aplica acolo unde numărul de cereri depășește oferta grădinițelor. Între cele două schimburi ar urma să fie lăsată o pauză de cel puțin o oră în care să se aerisească și să se igienizeze.